Bună ziua, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Nadia Ciutoc Laslo, vicepreședinte, subsecretar de stat la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, membru UDMR. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată la emisiunea noastră. Bună ziua! Dați-mi voi în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație și totodată să vă transmit salutările mele de bine tuturor ascultătorilor emisiunii Radio Transilvania, Rotisorul Politic. Ieri a fost un moment important în viața Marianului de trecut timp, au fost și la doar manifestări foarte despre ce s-a întâmplat. Da, deci cum s-a obișnuit deja de mai mulți ani, inclusiv în data de ieri, în 15 martie, s-a comemorat ziua Maghiarilor de pretutindeni, având în vedere Revoluția din 1848 și istoria care s-a făcut după aceea. Deci s-a făcut comemorarea, pe scurt, s-a ținut o slujbă religioasă, după care a fost urmat de depunere de coroane în incinta Bisericii Reformate, urmată de un spectacol festiv organizat în Casa Sindicatelor, iar după care s-a făcut o festivitate în cadrul statuii Deșelinii, unde a fost ținute alocațiuni de diferite personalități politice de la UDMR și după care a fost urmat de depunere de coroane comemorative atât din partea formațiunilor politice cât și din partea formațiunilor civile care sunt pe radă pe Petrul Săraș. Nu au fost incidente. Fără incidente, a decurs normal, pașnic, de fapt, cum ați fost și trați informați, atât la nivel de județ cât și la nivel național, a fost evenimente pașnice, fără incidente. La guvernare lucrurile nu sunt chiar de pașnice, cel puțin relația UDMR cu partenerii de coaliție, au fost câteva contre, chiar recent pe tema Universității de Medicină din Târgu Mureș. Cum evoluează lucrurile? Vedeți, dumneavoastră, domnul Seuca, în legea învățământului care a fost adoptat, era trecut sau statutat inclusiv posibilitatea de a înființa facultăți de limba maternă, limba maghiară, care de fapt și funcționează în anumite facultăți, deci în mod complet la Universitatea Babeș-Bolyai există facultate de limba maghiară, deci funcționează, noi noutate. Situația asta s-a dorit și la nivelul Facultății de Medicină și Farmacie de la Târgu Mureș. Am înțeles că s-a ajuns la un consens, marți în cursul ședințe de guvern s-a prezentat proiectul de ordonanță de urgență, s-a citit, s-a făcut prima lectură, urmând a fi supus dezbaterii publice în termen de 10 zile, după care, sigur, se va hotărî, se va valida și cred că se va promulga. A fost o condiție ca UDMR să rămână în guvernare? Acum, sigur că situația sau dorința sau solicitarea s-a cunoscut de mai mult timp. Au avut anumite discuții, nu zic tergiversări, care au dus la amânarea deciziei și ca atare UDMR-ul a considerat că ar fi o măsură mai radicală pentru rezolvarea problemei, situația care s-a creat luni în Parlament, știți foarte bine că grupul de la UDMR n-a mai participat la ședințele de plen și ca atare, sigur că s-a și luat o decizie marți în ședința de guvern privind posibilitatea de accelerare adoptării actului normativ. Sunt acuzați că practicați un fel de șantaj. Nu consider că e șantaj, deja situația asta s-a cunoscut de mai mult timp, nu e noutate, nu s-a făcut peste noapte, solicitarea a fost făcută de mai mult timp, sigur că s-a considerat acum un moment după care s-a luat o hotărâre și cred că se va ajunge la un consens și se va lucra în continuare în cadrul coaliției, în condiții pașnice, atât la nivel de guvern, cât și la nivel de parlament, pentru a duce în îndeplinire
discuția și adoptarea actului normativ care sunt imperios, imperios necesare pentru buna desfășurare a activității politice și sociale în România. S-a dat drumul, să zicem așa, la alegerile locale, vor avea loc în 10 iunie, așa cum era de așteptat. Cum stați cu pregătirile, cu candidatul? După cum se cunoaște, se fac adunările, înscrierile, întocmirea dosarelor în vederea candidaților la nivel de primării, la nivel de primar, la nivel de consilier local, la nivel de consilier județean, la nivel de consiliu județean. Sigur că sunt discuții, rezultatele complete vor fi difuzate și anunțate în jurul datei de 15 aprilie, după care sigur că se va intra în linia dreaptă și va începe campania pe persoane, pe atribuții, pe azimuturi, exact cum se prevede. Nu un pic cam târziu. Așa s-a hotărât, deci consider că dacă ne mobilizăm forțele, sigur că ideile de bază sunt cunoscute, având în vedere situația dată la nivel de județ, la nivelul județului Sărari mă refer, avem un anumit număr de primari, de consilieri. Ideea este ca să menținem în continuare personalul care avem acum în funcțiile și de ce nu să mai câștigăm anumite funcții de conducere și de consilier dacă ne dă votul electoratul în condiții optime și pozitive. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu domnul Magie Ciutoc Laslo, vicepreședinte, subsecretar de stat, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Cu ce se ocupă această discuție? Deci, Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor este o instituție centrală, subordonat guvernului și sub coordonarea primului ministru. Are activitatea de reglementare și control în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Are autoritatea centrală și subordonat în 42 de județe avem direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. De asemenea, dispunem de 3 laboratoare la nivel central, pe domeniul animal viu, pe domeniul produselor de origine animală și de produselor de origine non-animală, care se regăsesc la nivelul județelor sub formă de laboratoare sanitare veterinare care asigură controlul alimentelor de origine animală și non-animală pe de o parte și fac monitorizarea și prevenirea anumitor boli care se pot regăsi la animale și numai la animale, care se pot transmite și de la neam la om și care protejează inclusiv mediul încălzurător. Și cum pe România din perspectiva siguranței alimentelor? E o discuție interesă pe această. Sigur că nu trebuie să uităm faptul că activitatea de control oficial este reglementat pe baza unor regulamente europene, unde se stipulează că fiecare țară își alege autoritatea competentă în domeniul pentru a asigura control oficial. Iar în ultima vreme, mai ales în ultimii 2 ani, au apărut anumite dileme, discuții vis-a-vis de vetea probleme, cine ce face, cum face, și aici mă refer atât la nivel central, cât și mai ales la nivel teritorial, la nivel central, discuții între ANPC, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, între Ministerul Sănătății, prin Direcția de Control și Inspecții, și între autoritate, iar la nivel județean mă refer discuții privind între atribuțiile Direcției Sanitare Vedere și pentru Siguranța Alimentelor, pe de o parte, între atribuțiile DSP-ului, Direcția de Sănătate Publică, respectiv OPC-ul, Oficiul de Protecție a Consumatorului, fiecare ce face, cum face. În urma evaluării, misiunii de evaluare care am avut din partea misiunilor FVO. FVO este unitatea de control la nivelul Uniunii Europene. S-a constatat anumite suprapuneri în cadrul activității de inspecție și control și la care s-a solicitat delimitarea clară a atribuțiilor care revine în domeniul controlului, mai ales în domeniul industriei alimentare. Nu vă ascund faptul că înainte de aderare, de fapt, s-a încheiat un protocol
la nivel de patru instituții ministere, deci nu mă complet între ANPC, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Sănătate și de Siguranță Alimentelor și respectiv MADR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, unde s-au stabilit atribuțiile concrete, clare, pe fiecare domeniu în parte, pe fiecare instituție în parte, ce trebuie să facă. Sigur că asta a fost după, înainte de aderare. După aderare au schimbat regulamentele, deci ca atare s-a impus și se impune o revenificare a atribuțiilor ce îi revin pe fiecare domeniu în parte și reautorizarea protocolului, acțiune care s-a și pornit în toamna anului trecut, în mod concret între noi și între Ministerul Sănătății. Am ajuns la un consens, ce să zic eu, 90%, mai avem anumite divergențe, discuții, care sper că în scurt timp se vor reglementa și ca atare vom putea extinde la nivelul celor 4 instituții ca să putem reactualiza și reîncheia protocolul privind atribuțiile care revin din domeniul controlului industriei alimentare. Întrebarea mea viza și starea de fapt a siguranței alimentare. Dar vedeți că sunt putem de critici că produsele nu sunt bine de la EUR până la EGEM, așa mai departe. Deci, după cum cunoașteți, fiecare producător folosește ingrediente, aditive, contaminanți sau cum se pot spune, care sunt permise conform legislației europene. Deci cei care folosesc aditivii respectivi au obligația de a fi trecuți pe eticheta produsului respectiv, iar consumatorul se poate informa înainte de a cumpăra, sunt obligatorul cu consultă eticheta și ca atare poate să aibă toată dovezile, toată gama de ingrediente care sunt utilizate în domeniul procesării alimentelor care sunt expuse în alimentație publică, pe de-o parte. Pe de altă parte, a apărut discuții vis-a-vis de produsele fabricate la nivelul micilor gospodării. A luat amploare în ultima vreme procesarea și fabricarea și comercializarea așa zise, produselor tradiționale, deci se pune în acțiune de foarte mare pe produse tradiționale, care sunt considerate, vis-a-vis de ce m-ați întrebat, mai sănătoase, mai originale, mai simple și ca care sunt căutate. Sigur că aici chiar trebuie să facem un pic de ordine, fiindcă acum, având în vedere că toată lumea face produse tradiționale, noi încă din 2007 am reglementat situația asta la nivel național, conform actelor normative, cine consideră că este apt și că dorește să facă produse tradiționale, în primul rând, trebuie să se registreze la nivelul direcțiilor agricole județene pentru a obține, așa zis, numitul atestat, atestatul care se dă un fel de certificat prin care se atestă că produsul respectiv este înregistrat și este considerat apt pentru a fi expus consumul public, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că producătorul atât pe lanțul obținerii produsului, pe cineasul comercializării, trebuie să se supune control oficial în ceea ce privește condițiile de fabricație, condițiile de microbiologie, condițiile privind igiena personalului care contribuie la procesare, cât și la desfacere, condițiile de exfacere, deci sunt anumite produse care, mai ales de origine animală, care sunt condiționate de obligarea și prezența lanțului frigorific, atare toate aceste condiții trebuie să îndeplinească. Bun, și ce facem cu cei care vin în piață și aduc acolo brânză, etc. și care cu siguranță nu respectă aceste reguli? Deci exact situația asta am dorit să reglementăm. Deci din 2007 am scos actul normativ prin care s-a reglementat, așa zis, vânzare directă, unde se încadrează și vânzătorii respectiv, ei au obligația să se înregistreze la direcțiile sanitare veterinare județene din de pe raza căruia activează și să fie controlați periodic, inclusiv prin examen de laborator, deci prelevări de probe și examen de laborator, prin care să fie atestat că produsul este sănătos și sigur. Vedeți că din 2007, vis-a-vis de micul producător, să facem comparația și paradoxul, s-a trecut de la vânzarea
laptelui, materie primă, de la flacon, cum era pe vremuri de pe piață, am reglementat și situația asta prin posibilitatea de a desface laptele obținut prin ferme înregistrate autorizate, prin așa zise dozatoare de lapte automate, care iar sunt controlate, verificate, atestate prin examen de laborator și, în ultimul rând, desfac un produs, mă refer la lapte mai ieftine vis-a-vis de lanțul alimentar, gen supermarket, hipermarket, și ca care producătorul se axează mai mult pe varianta asta. Să mergem mai departe. Care sunt principalele probleme ale României în momentul de față din perspectiva Autorității Naționale Sanitare? Problema veche care am avut, din păcate, din 2002, și asta era și o condiție de aderare, având în vedere că până în 2002 am vaccinat efectivul de porcine existent contra peste porcine. Din 2002 am renunțat, urmând ca în 2005-2006 să pregătim terenul și în 2007, odată cu dărarea, să intrăm cu toate gama, mă refer la porc viu, porcul sacrificat, carcase, respectiv produse din carne de porc, să putem intra la nivelul comerțului internațional. Situația un pic s-a schimbat, am în vedere epidemiologic, sub aspectul focal care a apărut în contextul anilor 2002, 2003, 2004, apogeul a fost în 2005, mai ales în sudul țării, s-a hotărât reintroducerea vaccinării necesitate începând din 2006-2007, ca atare s-au redus focale de boală, din 2007 n-am mai avut alte focale de boală apărute, în 2008 am mai vaccinat, în 2009, în 2010 am trecut pe monitorizarea bolii sub aspectul supravegherii clinice și serologice, am putut demonstra, s-a creat o posibilitate de a ieși pe piață intranională prin aplicarea așa zisului sistem canalizat, care în 24 ianuarie a fost aprobat conform modificării deciziei 855/2002, ca atare, unitățile, mă refer la ferme comerciale care se încadrează în condițiile privind aplicarea sistemului canalizat pe de-o parte, pe de altă parte, abatoare, unitățile de tranșare și procesare se încadrează în această situație, au posibilitatea de a ieși pe piață intracomunală cu carcasă și cu preparate din carne făcute din porcii care se regăsesc în sistemul canalizat. Asta a fost o realizare foarte mare a României, ca atare am putut debloca barierele care s-au creat din 2007 încoace, de când ne-am aderat. O altă realizare care am putut, de fapt nu realizare, e o amânare. Noi am avut în 2007 un program de monitorizare a laptelor materie primă, și am avut programul de finalizare până în 2009. În 2010 am mai primit încă o derogare de a putea utiliza în mod complet despre ce e vorba. Este vorba de lapte de materie primă cu condiții, cu parametrii neconforme vis-a-vis de parametrii care trebuie să îndeplinească fermele comerciale. Și aici segmentul în principal atinge sectorul gospodării populației la nivel mediu rural. Știți că încă la nivelul mediu, la nivelul rural, care reprezintă aproape 40% din populația României, o sursă de venit este produsele sau sunt produsele care sunt obținute în urma animalelor de exploatație, gen vacă, gen porc, și aici îmi refer la vacă, lapte de materie primă de la vacă, care se mai pot desface prin așa zise centre de colectare a laptelui și sigur că constituie sursă de venit. În urma demersului care am făcut anul trecut, am mai primit o derogare, o prelungire încă a 2 ani, deci valabil până în 31 decembrie 2013, privind posibilitatea utilizării laptelui în materie primă în procesare, la nivelul unităților de procesare, sigur pe linie separată, și produsele să fie expuse pe piața națională, dar consider că este totuși o realizare pentru protejarea populației din mediul rural. O altă realizare, dacă mai permiteți, tot în contextul ajutorării populației din mediul rural și sigur că și în contextul ridicării igienei privind obținerea produselor care,
care se obțin din organe de porc a fost aprobarea unui act normativ prin care se dă posibilitatea înființării în așa zise abatoare de mică capacitate. Asta înseamnă că au prevăzut un număr anumit de tăieri pe nivel de lună, mă refer la bovine, ovine și porcine. Iar asta, sub aspect social, îi dă posibilitatea de a desface porcul care este ținut în sistemul gospodării populației la nivel de state, iar pe de altă parte, consider că are și un factor de educare și social, având în vedere că la noi încă se mai practică tăierile așa zise tradiționale cu ocazia sărbătorilor pascale, respectiv cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, și prin utilizarea abatoarelor de mică capacitate asigurăm un control oficial al produselor care se obțin în abatoare respective, iar pe de altă parte îi oferim o condiție civilizată optimă și eficientă privind obținerea produselor. O întrebare, domnule Ciutoc, care interesează pe foarte multe lume și până acum n-am citit o explicație cât de cât logică. De ce s-au scopit ouăle? Da. Sigur că în alt segment asta, din păcate, trebuia să punem în aplicare decizia Uniunii Europene privind interzicerea utilizărilor cuștilor nemătățite sau cuștilor tip BP3, aici mă refer la ferme găinătoare. Ca atare, noi am și pus în aplicare măsura și a avut un răspuns închiderea anumitor ferme, dar reprezintă într-un procent nesemnificativ vis-a-vis de celelalte ferme de găinătoare existente la nivelul României. Cine s-a gândit din timp și s-a pregătit, s-a aliniat și ca atare, începând de 1 ianuarie, deja utilizează procedura de modernizare a halelor a fermelor de găini natale și exploatează găinile natale în condițiile ce prevede regulamentul. Acum, întrebarea dumneavoastră de bază, de ce s-a scumpit ouăle, sunt și eu un cumpărător care analizez prețul pieții, atât la nivel de mică piață, cât și la nivel de supermarket, hipermarket. În prima fază, sigur că ianuarie februarie a avut loc o lipsă acută de ouă, după care, sigur că a reapărut ouă, dar la niște prețuri care aproape că s-au dublat în mod concret. Sigur că, după cum ați observat, ouăle sunt din diferite categorii care sunt menționate pe ambalaj, din tip 0, 1, 2, 1, 2, care reprezintă condițiile de obținere ouăle, mă refer la ouă ecologice, ouă obținute de la grâin care sunt exploatate la nivel de suor, ouă obținute de la grâin care sunt obținute de la cuști îmbătățite, deci ca atare sunt diferite categorii. Deci o parte, ceea ce înseamnă prețul ouălor, se regăsește în condițiile în care a fost obținute ouăle. Desigur că un ou obținut în condițiile ecologice trebuie să respecte alte condiții și alte investiții vis-a-vis de un ou care este obținut într-o fermă de găinătoare, într-o hală care practică cuști îmbătățite. Deci ca atare, asta ar fi un răspuns vis-a-vis de ce se întâmplă. Un alt segment care ar putea să explice prețul ridicat al ouălor vis-a-vis de anii trecuți, sigur că noi, având în vedere că suntem stat membru, trebuie să ne supunem și nu putem să punem bariere în libera circulație a produselor la nivelul Uniunii Europene. Pe de-o parte, dar asta nu înseamnă că nici celelalte țări nu trebuie să respecte deciziile, regulamentele care sunt echivoc valabile la nivelul celor 27 state membre. Deci, o altă activitate a fost controlul intrărilor din alte țări, da? Și care a avut ca rezultat reducerea numerică a produselor care intră și care n-a respectat, sigur, regulamentele ca atare. Deci asta ar fi fost o măsură, adică un rezultat care a făcut ridicarea pe moment. Consider că
industria românească, ceea ce privește avicultura, face față și va reglementa situația, cum a zis și domnul ministru al agriculturii, cum a afirmat că până Paște prețul ulei se va reglementa în condițiile reale în cum se obțină ulei. Un coleg din presa locală scria recent despre o situație care se pare ciudată la miei, în sensul că noi exportăm din sălaj miei și ei se întorc din export aici, în sălaj, o fi așa, sau există asemenea situație? Păi, în primul rând, sunt cele două activități. Activitatea de schimb interanual, care se referă la cele 26 state membre și România, și activitatea de export, care are obiectul, vizează exportul în țări terțe, da? După cunoștințele mele, România dispune de o bază de ovine și ca atare este o țară puternică care asigură schimbul intracomunitar de export și de atâta a tineretului ovin cât și a ovinelor adulte. Mai mult, avem și posibilitatea de a sacrifica, avem abatoare care au autorizația pentru a face schimb intracomunitar și, în special, avem și noi, la nivelul județului Sălaj, știți foarte bine, abatorul de ovine de la Ereclean, care este considerat unul dintre cele mai mari abatoare la nivel național și, sigur, cel mai mare la nivel din Transilvania. După convorbire cu colegii mei, deja sunt pregătiri pentru a reîncepe activitatea. Am înțeles că s-au obținut anumite contracte cu niște firme din străinătate, deci ca atare, în scurt timp, se va pune în funcțiune și abatorul nostru. Vis-a-vis de întrebarea noastră, dacă e vorba de schimb intracomunal, acolo este circulația liberă, se poate aduce, sigur că respectând legislația în vigoare. Deci, la orice mișcare de animale trebuie aplicat sistemul DRESI, ceea ce înseamnă o fel de certificare electronică, deci cu 24 de ore sau înainte de a pleca efectivul de animale, trebuie notificat la beneficiar transportul respectiv și respectând condițiile sanitare veterinare. Iar ceea ce privește condițiile de export, sigur că acolo se practică și este obligatorie certificarea sanitară veterinară prin documentație și atestând că efectivul de animale este liber de bolile respective care sunt menționate pe certificatele respective. Oricum, destul de probabil, marea majoritate a mâncării, să spunem așa, noi am ajuns să o importăm. Acum, sigur, dacă discutăm pe general, după cum cunoașteți, și în primul rând mă refer la nivel de legume, fructe, este un aflux de intrare a produselor alimentare. Deși vorba aia noi dispunem și am dispus de o legumicultură și de o pomicultură avansată, pe vremuri am exportat foarte multe produse afară. Acum, sigur că totul este pe bază de relații comerciale. Dacă se consideră că produsul se poate desface la un preț mai convenabil, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ceea ce lipsește după mine și a trebuit lucrat în contextul ăsta, încurajarea producătorilor români, și nu atât în cadrul producerii, ci în cadrul comercializării, și aici trebuie să intervină statul, să elimine așa zis intermediar, ca producătorul, atât la nivel de legumicultură, cât și la nivel de fructe, să-și poate desface produsele la un preț rezonabil și care să fie combinabil inclusiv la consumator. Aici trebuie să fie lucrat la o politică de desfacere a produselor, mă refer atât la nivelul micilor magazine, cât mai ales la nivelul lanțului marilor magazine, tip hipermarket, supermarket, care să poate să contribui la o reglementare a pieței și, sigur că, să desfacă produsele la un preț convenabil și pentru consumator. Radio Transilvania, Zalău, emisiunea Rudisorul Politic, astăzi cu domnul Nodie Ciutoc Laszlo, vicepreședinte la Autoritatea Națională Sanitate Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, membru UDMR, UDMR în competiție, se pare, și cu alte partide. Da, sigur că vis-a-vis de alți ani, de alte campanii, a apărut, de fapt a fost și în 2008,
dar de atunci am avut un partid, deci, cum ați spus, asta, așa zis, competiție, dar după cunoștințele mele la nivel, cel puțin la nivelul județelor sărași, sunt nesemnificative, deci nu reprezintă un procent care să punem în competiție directă, dar care trebuie să luăm în calcul și în cadrul strategiei privind campania electorală trebuie să luăm în calcul inclusiv factorul ăsta de competitivitate. Sigur că orice competiție generează și un elan în plus, trebuie să ne mobilizăm mai bine, mai tare, ca să câștigăm cât mai mult din electorat, care, sigur că, având în vedere situația apărută, poate să reprezintă o anumită deviere a electoratului vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar, după discuțiile care am avut, consider că nu reprezintă un pericol real pentru campania care se va derula, cum am amintit și la începutul emisiunii, oficial din 15 aprilie, când vor fi stabiliți candidații la primării, la consiliile locale, județene și, sigur că, la nivelul tuturor posturilor de conducere. Discuțiile au fost deja preliminare, deci, cum v-am amintit, ideea este ca să menținem toate posturile care avem momentan și, de ce nu, să mai câștigăm pe baza votului, electoratului și alte posturi. Aveți șanse la mai mulți voturi, pentru că legile vor fi într-un singur tur. Da, da, se poate, dar sigur că asta este o situație care nu în primul rând trebuie să stai la baza campaniei electorale. Campania trebuie făcut serios, minuțios, făcut o strategie foarte bine fundamentată și aici m-aș referi în special la nivelul municipiului Buzalău, având în vedere că electoratul este destul de dispersat, este destul de accesibil, având în vedere că o parte din rădăcini sau se trage din mediul rural, e mai greu accesibil, mai greu de adunat. Și aici vorbesc din propria experiență, în vedere că în anul 2008 am participat în campania electorală la nivelul Parlamentului în anului 2008, ca și candidatul de mer la nivel de Senat, pe circunscripțiile electorale Zalău și Jibou. Și sigur că a fost destul de laborios activitatea noastră privind accesarea electoratului la nivelul municipiului Zalău, care trebuie să avem și acum în vedere, să ne pregătim din timp ca să putem să avem rezultate. În mod normal, dar trebuie să fiți pe locul 2 aici. Da, dar nu este exclus nimica, deci ca atare noi facem campaniile ca să fie acoperitoare și să fie cu rezultate. Le puteți spune nume de candidat sau numai de candidat încă nu s-a fixat, s-au discutat, cine consideră că este apt și este în măsură, își pregătește dosarul care vor fi analizate, arbitrate la nivelul fiecărui primării, fiecărui organizații locale sau județene municipale, după care sigur că vom ieși cu lista oficială, vă spun, până în 5 aprilie se va stabili în mod concret la nivelul fiecărui circunscripție electorală. O situație inedită, foarte mulți sărăjeni în guvernul României. Vă întreb dacă vă întâlniți, dacă discutați. Da, ne întâlnim așa fugitiv. Chiar marțea trecută am fost într-o discuție unde am ajuns și la guvernul, chiar înainte de ședința guvernului, unde n-am putut saluta cu domnul ministru Lucian Bode, cu domnul secretar general domnul Todea. Da, deci avem reprezentanță, asta este un semn bun, deși este un județ mic, avem reprezentanță destul de numeroasă și cred că reprezentativă. Având în vedere situația dată, consider că județul Sălaj dispune de oameni valoroși care pot să-și desfășoare activitatea atât la nivel local, cât și la nivel central și care sunt apreciați. Puteți face ceva pentru Sălaj? O întrebare care se pune de foarte mulți ani. Domnule, mă scuzați, ei sunt acolo, dar ce fac pentru noi, ce fac pentru Sălaj?
În mod concret, și aici aș vorbi în domeniul sanitar veterinar, în domeniul meu, discuțiile vechi vis-a-vis de efectiv de animale, de creșterea animalelor, de târgurile de animale care se țin. Deci, tot așa, prin reglementările care am făcut, am dat posibilitatea reînființării târgurilor de animale. După cum știți, județul Sălaj este vestit și are tradiția privind creșterea animalelor, ca și ca tare și de desfacerea animalelor. Avem târguri care se cunosc la nivel de Transilvania și din alte părți ale țării vin, mă refer la Târgul de Animale de la Crasna, de la Jibou, cu tradiție, cu efective mari care se adună în ziua târgului. Deci, ca atare, am reglementat posibilitatea de a funcționa în funcția Târgului de Animale, pe de o parte, pe de altă parte, de a înființa alte Târguri de Animale unde se impune. Un alt aspect care v-am și amintit este situația privind reglementarea, privind înființarea abatoarelor de mică capacitate. Ce v-am spus, la nivel național deja s-a înființat peste 40 de abatoare de mică capacitate. Am expus și la nivelul Consiliului Județean ca să fie informați și au fost informați și primarii. Cine solicită, dorește, avem baza legală, stau la dispoziție la tuturor solicitanților privind consultațiile pentru a accesa toate informațiile privind înființarea abatoarelor de mică capacitate. Prelungirea posibilității de utilizare a ratelor materiei prime este general valabilă la nivel național, dar și la nivelul județului Sălaj. Am în vedere că avem zone cu tradiții privind creșterea animalelor și în special a bivolițelor, care, după care se obțin produse lapte, materie primă și care se și predau la nivelul centrului de colectare. Deci mai este o posibilitate de a utiliza procedura asta ca și o sursă de venit. Deci toate astea consider că au efect de protecție socială pentru populație, mai ales din mediul rural. În privința sprijinului pentru fermieri, pentru cei care... Da, deci PNDR-ul, Programul Național de Dezvoltare Rurală, rulează din 2007 până în 2012, anul acesta se va termina. După cunoștințele mele, deja s-au accesat mai multe programe, proiecte. Un segment, dacă nu mă înșel, nu sunt chiar în cunoștință de cauză, că nu-i segmentul nostru, asta gestionează Ministerul Agriculturii, se mai deschide în primăvara anului ăsta, deci este posibilitate. În domeniul sanitar veterinar am găsit posibilitatea, și aici mă refer mai ales la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare de la nivelul comunelor, pentru colegii medici veterinari care practică împuterniciți, să aibă posibilitatea de a accesa fonduri pentru înființarea, modernizarea dispensarelor în care își desfășoară activitatea, pe de o parte, iar pe de altă parte, sigur că, în vedere că noi avem o activitate preponderentă ambulatoriu, am considerat și prin patronatul care există, deja s-au și accesat așa zise mijloace de transport tip ambulatoriu, care au inclus toată aparatura, dotările instrumentare care trebuie să fie de mică, de mare intervenție, în caz de accidente, intervenții care sunt necesare în activități, în timpul activității noastre din teritoriu. Deci toate aceste măsuri vin să încurajeze activitatea din domeniu și, sigur, în special și în general, activitatea din agricultură. Au fost destule discuții despre unirile pe criterii politice, mai ales la conducerile direcțiilor sanitare veterinare. În timp se va schimba situația sau... Acum, după cum vedeți dumneavoastră, denumirile politice sau așa zise politice există sau nu contează, dar nu asta contează. Contează omul, cine ai pus acolo, dacă se validează, dacă face față și dacă poate să promoveze și să persevereze. Asta e foarte important. Că degeaba ai susținere dacă nu ai capacitate, dacă nu faci față și dacă te clachezi. Asta e părerea mea. Și cu funcționarii publici, cum o să se va schimba totuși anul acesta sau veți rămâne pe același sistem? Acum discutăm cadrul general sau la nivelul autorității naționale? În general, în general, sigur că președintele României a ieșit, mai ales la începutul anului, că vor fi anumite reduceri în timpul anului. Și a dat și anumite cifre, sigur că asta afectează anumite domenii,
mai importante, mai conduc realmente toate domeniile sunt importante. În domeniul nostru, sigur că noi simbolic răspundem de mâncarea celor 23 sau 20 de milioane de români care sunt în țară, pe de o parte, și au 500 milioane de europeni cu care suntem în relații de comerț, comerciale, deci ca atare activitatea noastră consider că este foarte importantă, prin control oficial, prin examen de laborator, atestăm și asigurăm condițiile de salubritate și de siguranță alimentelor. Ceea ce vă pot spune, avem laboratoare foarte bine puse la punct, la nivelul celor 42 de județe, pe de o parte, avem cele trei laboratoare naționale de referință care au atestat din partea Uniunii Europene, suntem bine dotați, facem față la toate analizele pentru a reduce și pentru a exclude orice posibilitate de apariție anumitor boli, respectiv anumitor îmbolnăviri în urma consumului alimentelor. Aproape de finalul emisiunii noastre, dacă dumneavoastră vă doriți să spuneți ceva, să subliniați ceva, vă rog. Da, deci ce să vă spun vis-a-vis de activitatea centrală, activitatea teritorială, cum ați menționat și la noastră, de o lungă zile avem un guvern domn, asta nu înseamnă că guvernul celălalt nu și-a făcut treaba, s-a considerat că trebuie rămpăspătat forțele, a fost un guvern destul de pus la încercare, mă refer la guvernul trecut, având în vedere situația prin care am trecut în ultimii 2 ani, după cum a lovit toată Europa și la noi ne-a lovit criza, deci am simțit pe pielea noastră, inclusiv la nivelul bugetarilor, a fost reduceri bugetare, inclusiv la nivelul personal, a fost anumite măsuri de reduceri, dar care sigur că a dus la salvarea situației care s-a creat și a dat posibilitatea de a ieși din impasul ăsta. Sigur că a venit guvernul nou, cu idei noi. Ideea de bază, și aici mă refer la activitatea noastră, sanitară veterinară și nu numai, a tuturor instituțiilor care răspund de activitate de inspecție și control, este de a eficientiza activitatea, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a reduce riscurile care pot să apare în anumite etape, domenii și în domeniul nostru, sigur că având în vedere că noi prin monitorizare și supraveghere asigurăm starea de sănătate a animalelor, prin asigurarea și monitorizarea examenelor produse de origine animală și nu animală asigurăm siguranța alimentelor, deci trebuie să stăm de veche, să monitorizăm în continuare și prin asta să asigurăm siguranța alimentelor care consumă consumatorul și prin asta contribuim la menținerea statusului de sănătate a populației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Rămâneți aproape de la ora 12. Vă invit la o ediție a emisiunii Transilvania Culturală. Pe curând!